Bun găsit, dragi prieteni, o nouă ediție de Sport Arena la Zi Live aici pe Metropola TV. Astăzi avem sport, secrete și vedete cu dragii mei colegi Liviu Chițu și Dacian Varga. Invitatul nostru de astăzi, Cornel Păsat, se bate în Gala RXF, despre care știți foarte bine că sunt prietenii emisiunii noastre și abia așteptăm să vedem, să aflăm cum se antrenează, cine este adversarul și, bineînțeles, să vedem dacă are toate calitățile necesare pentru a învinge în ring. Bine ai revenit, Cornel, pe la noi. Ce faci? Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Fac binișor, nu foarte, foarte bine, dar binișor, mă descurc. Spune-le oamenilor că faci foarte bine, că asta e important. Da, din păcate nu pot să le spun chestia. Nu putem să mințim poporul cu televizorul. Cumva și da, ce se întâmplă? Mi-am dorit foarte mult acest meci și am început așa, foarte euforic, la antrenamentele și, bineînțeles, fatalitatea a făcut ca eu să sufăr o mică accidentare, nu mică, destul de mare, în sensul că mi-a rupt bicepsul distal. Super! Și am început cu stângul, ca să zic așa, de okay. Parcă nu aveam destule dezavantaje. Acum am mai venit și asta. Spune-le oamenilor și ce înseamnă. Da? Cred că toată lumea știe lucrul ăsta pe data de 1 noiembrie, în cadrul galei numărul 45, RXF. De ce spun? Eu spun că practic mă simt ca Tom Cruise, știi? Ca vârstă și ca film. Sunt practic în filmul ăla, Misiune Imposibilă, știi? Ce avantaje are Vladimir Daghia? Unul la mână. Este mai tânăr cu 13 ani. Doi la mână. A făcut sport toată viața de performanță. Trei la mână. Este foarte motivat în tot ce a fost, a câștigat și e foarte, foarte ambițios și dedicat în ceea ce face. Patru la mână. Colacul este pe poza, să zic așa, mi-a mai rupt și bicepsul, ca să fie treaba. Și am pierdut vreo două săptămâni din startul de antrenament, plus alte două săptămâni cu recuperare și așa mai departe. Deci sunt și la antrenamentele care trebuiau să țin aproximativ 4 luni de când am fost anunțați. Eu deja sunt cu o lună în urmă și o să am eventual 2 luni jumate de antrenament. Eu sper că la ora meciului voi fi foarte, foarte bine pregătit. Recuperabile, în momentul ăsta, să sperăm. Nu sunt foarte bine, sunt ușor accidentat și încerc să completez cumva, să compensez faptul că nu pot să fac cu mâna stângă aproape nimic, dar am picioarele de pregătit, am condiția fizică, preparatoarea mea fizică și nutriționistă este soția mea, Bianca Păsat. Dacă doriți sfaturi bune de nutriție și de pregătire fizică, intrați pe YouTube, pe canalul ei, pe Bianca Păsat, sau pe Instagram, bineînțeles, și veți vedea. Dar sper că te ține din scurt. Chiar dacă este soția ta, cred că nu te gimnastică scapă. De performanță la Deva, ca să înțelegi mentalitatea și pregătirea sportivă a ei. Și când se spune la Deva, s-a spus terminat. Adică, nu? Asta e cazarmă militară. Adică, niciun menajament, nicio nu, e, păsuire. E foarte, foarte bună și foarte pricepută și foarte strictă în antrenamente. Deci s-a delimitat căsnicia și s-a intrat în militarie. Da, asta, când intrăm în sala de antrenament, Nu mai există soț, soție. Antrenor și elev. Și trebuie să faci exact ce spune. La un moment dat îi spunea, nu mai pot, nu mă interesează, faci. Te împinge până dincolo de limite și știe foarte bine să controleze lucrurile. Eu n-am făcut treaba asta la primul antrenament, din păcate eram foarte deshidratat, veneam după un sport aerob, să zicem, în fitness nu prea... Mai joc eu fotbal din când în când la Naționala Artiștilor, dar nu se poate pune ca și sport cardio. Mai dansez încă. Da, și am ceva condiție fizică, dar pentru sportul ăsta nu eram pregătit la momentul respectiv și fiind foarte deshidratat și obosit că petrecusem cu ceva zile înainte, că a fost ziua fiului meu, Drias. La mulți ani. Mulțumesc, am plinit 5 anișori. Mulțumesc. Și am sărbătorit noi foarte bine și a doua zi m-am luat la antrenament și deshidratat și am făcut vreo 5 reprize de sparring. La 6 m-am odihnit puțin pentru că erau zile foarte călduroase, dacă vă ați aminte, în iulie. Au fost câteva zile super, super călduroase. Și practic nu mai aveam aer în sală, știi? Și la un moment dat, nu știu cum am făcut, m-am dat cu brațul pe adversar, s-a dus brațul în hiperextensie și am auzit o poc! Și asta a fost. Și durerea aferentă acelui poc? Durerea n-a fost foarte mare, pentru că se întâmplă... Intervine adrenalina imediat. Da, da. Se întâmplă în viteză și nu simți, dar te sperii foarte tare când auzi poc. Pentru că eu am mai avut accidentări și știu, când se aude poc... Știi cam ce poc ar trebui să fie nasol. Nu mai, te oprești instantaneu și te duci direct la remene.
Da, din păcate da, se mai întâmplă și asta. Știu aici de față, da, Dacian Varga știe cu accidentările ce se întâmplă, din păcate. Misiune imposibilă. Și cred că ai făcut recuperare, nu? Ai făcut remene și ai început după aceea cu recuperare. Fizioterapie și kinetoterapie la Atletico Kinetic. E o echipă de profesioniști acolo care are foarte bine grijă de mine. Mă tot ceartă în fiecare zi că eu mă mai duc și la antrenamente și ei își dau seama mea, vezi că iar ai făcut ceva, vezi că e ușor inflamat, că te-ai băgat mâna, că nu te protejezi, ai grijă că dacă nu se cicatrizează în meci sau în antrenament, se va rupe din nou. Așa este. Din nou o traumă acolo și nu se va rezolva. La fel ca e o întindere, ruptură, da, și dacă nu se vindecă și se cicatrizează, da, la orice mișcare mai bruscă, poți imediat să recidivezi. Da. La asta nu mai e bine Liviu, că noi mai cu minții, așa? La asta mă gândeam, că el spune de anumite categorii de mușchi, de acel poc, care parcă e o notă muzicală dintr-o orchestră foarte bine. Da, eu n-am experimentat niciun poc. Noi, pentru că n-avem mușchi așa mari, okay. Da? La mine nu știu ce poc, ar putea să fac un pic. La mine n-am văzut mușchi. Problema e că am avut mușchi prea mari și tendoanele prea mici, prea sensibile. Adică, pe fondul oboselii și deshidratării, da, tendonul a cedat. Și brațul fiind foarte puternic. Tu fiind totuși un sportiv în activitate, pentru că... Da, mai joc fotbal, dansez încă... Păi, dansul doar care solicită toți mușchii din corp. Sportul anaerob, fitness-ul, pe care eu îl practic zilnic, nu ca fotbal. Fotbalul facem o dată lunea sau când mai avem meciuri demonstrative sau caritabile cu Naționala Artiștilor Fotbaliști. Fitness-ul fac în fiecare zi. Dimineața, la prima oră, am dus copilul la grădiniță, două ore sunt în sală. Este în literă de lege, adică da, nu da. Te abați de la asta. Da, și acolo tendoanele se rigidizează puțin, că nu ai mișcarea asta elastică de contact, de du-te vino, okay, okay. De dinamică foarte mare. Și nu e ligamentul pregătit pentru așa ceva. Trebuie o perioadă destul de lungă ca ligamentele tale să se acomodeze la nou gen de sport. Și când te apuci să te acomodezi, pentru că de fiecare dată vorbim cu invitații noștri, nu-i așa? Și când te-ai apucat de sport, de performanță? Tu când te-ai apucat de acea de fotbal, spre exemplu? Câți ani aveai? 7 ani. Wow. Ei, acum să te apuci de sport de contact la vârsta lui, onorabilă vârsta lui Cornel? Da, dar el are un avantaj pentru că el a mai făcut sport. Nu, atenție, da, foarte mult. Și sport constant. Chiar dacă nu a făcut un sport de contact, dar e un plus pentru el. Nu, de o disciplină, la asta mă refer. Dacă ei vorbim, iertați-mă, hai să dăm un cadru pe Cornel. Se vadă puțin, a mai făcut sau nu a mai făcut sport? Ce are sau nu are un avantaj? Facem aici un din ala ca la Dan Diaconescu cu da și nu? Uite, ce credeți, facem așa, aici, Cornel Păsat a făcut sport? Cornel, deci iată, acest mușchi, el a făcut poc. Dar chiar dacă a făcut poc, nu e ca un balon care a făcut poc. E în continuare acolo. Asta zic. Bineînțeles că are un mega avantaj că... Da, bine, până la urmă contează foarte mult cât de inspirat ești când intri în ring, cât de atent ești... antrenamentele pe care le-ai făcut, dacă reușești să aplici ceea ce ai antrenat atât timp și, bineînțeles, să fii foarte atent, să fii implicat în meci și foarte atent la greșeli, să nu comiți greșeli fatale. Ai mai luptat? Am mai luptat acum 20 de ani aproape, cred că prin 2005 era faimoasa emisiune Stele Verzi la ProTV, dacă vă ziți aminte. Și l-am avut adversar pe George Vintilă. Ok, da. Am luptat, aveam fix, era cu o săptămână fix înainte primul meu spectacol la Sala Palatului cu Flamingo Boys. Atenție! Eu dansam în fiecare seară, aveam emisiunea lui Mihai Ratatu de 3 ori femeie. Și acolo aveam, așa este, seară da. De seară, aveam echipa aveți Flamingo un Boys moment acolo artistic, și aveam da. Jingle-uri, spuneam noi. Momente artistice, 3, 4, 5 da, în fiecare da, da, seară și făceam drumul la buftea, știi? Și a venit propunerea meciului cu George Vintilă. Fix într-un moment nepotrivit pentru mine, că aveam Sala Palatului, era vârful carierei mele și trebuia să fac primul spectacol la Sala Palatului și toată lumea spunea, nu ești sănătos, cum? Tu te riști să te accidentezi, te duci cu ochiul vânăt, umflat, accidentat, cine știe se poate întâmpla în meciul respectiv. Că și acolo a fost pe bune, adică n-a da, fost... Da, 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 a fost chiar pe bune. Nu mai știu care dintre... Nu mai știu, cineva și-a dislocat umărul acolo, a încercat să dea și ea zbura mâna. În meciul respectiv... Am acceptat cu toate riscurile respective, că toată lumea spunea, domnule, nu trebuie să accesezi meciul ăsta. Dar mi-au plăcut întotdeauna provocările astea și de aceea am acceptat și această nouă provocare. Dar cum a venit această nouă provocare? Cine? Care? Pe care a provocat? Da, o să termin cu George Vintilă, că e important. Și spun.
George Vintin atunci era un adversar foarte temut și avea și niște spoturi foarte agresive, așa, ziceai, mamă, mi-aduc aminte că finuța mea, nepoțica mea, plângea de câte ori îl vedea la televizor. Și am făcut atunci o, cum să zic eu, o glumiță cu fetele mele din trupă. Mi-am pus un băiat așa, i-am dat două lovituri la cap regizate și era reclama aia cu George, George, noi somnul îți oferim, nu știu dacă o mai țineți da, minte. Da, da, o știm, o știm. Da, și așa fetele e, mele da? Dansau pe lângă el, era pus așa jos băiatul meu din trupă. Era cu fetele bonus, cântau, George, bonus, George, noi somnul îți oferim. E, n-a venit ora meciului, fix asta s-a întâmplat. Adică, bătaia a fost pe bune, bine și publicul ne-a înrăit și ne-a activat așa un pic, pentru că au fost foarte... Dar cum v-ați potrivi voi ca și adversari? Adică cum s-a întâmplat? El a refuzat meciul cu Andrei Ștefănescu. Ok, da. Pe motiv că, bine, Andrei Ștefănescu, tatăl lui a făcut box și Andrei știe foarte bine box. Așa a, că era de un... Nu mă bat cu un profesionist sau un... Da, așa, cineva da, care știe cum da. E Andrei, da. Și George s-a accidentat la mână și a anulat meciul respectiv și au găsit înlocuitor pe Corel Păsat. Cam asta a fost povestea. Și mai bine se bătea cu Andrei, poate. Probabil, dar nu cred că era bine. Deci cu cine se bătea în contextul acela George Vintilă, tot nu era bine, nu? Da, și să trecem peste, am început meciul, i-am dat primul knockdown în primele 10-15 secunde și am mai revenit încă un knockdown, i-am dat două knockdown-uri și în repriza a treia a abandonat lupta pe motiv de oboseală și pe insuficiență respiratorie, cred eu, pentru că îmi spunea și soția mea că trebuia mai devreme oprit, pentru că risca să facă insuficiență respiratorie. Nu mai făcea față condiția lui fizică era la pământ. Înseamnă că n-a fost pregătit nu pentru meci, n-a avut o condiție fizică exact. Bună. Da, asta a spus și el după meci, că nu a fost pregătit. Respirației și capacitatea pulmonară exact. Suficientă. Da, și ok, deci asta e experiența mea în ring, pur și simplu. Am câștigat un meci atunci, am câștigat centura de la Stele deci, Verzi. Acum câți ani? Acum... În 2005, cred că sunt 20... Nu. 18 aproximat, ani. Ok, 18 ani. 18 ani mai târziu. Așa, punem un filtru din ăsta mai să se vadă și imaginea am mai am venit un blurry. Telefon de la organizatorii de la RXF și m-au întrebat dacă mi-ar plăcea să lupt. Și am zis, da, depinde cu cine acum. Corect. Păi uite, ce spui de Vladimir Drăghia? Mamă, surpriză! Deci, mi se pare un adversar de calitate, în primul rând, că este un băiat educat, sportiv, foarte interesant. Eu chiar îl admiram pe... Iartă-mă, Cornela, nu știu, în ring, cât timp veți avea să discutați, eu știu, pasaje din cărți importante? Exact, poezie, mai ales că Vladimir Drăghia e poet. O să discutăm scrima pumnului. Exact. Acolo e care pe care. Da. Exact. După aceea puteți să faci, să faceți și critică de poezie. Da, în primul rând, îl apreciez ca adversar, îmi place ca om. Adică el e un sportiv de performanță. Din... Nu ne știm, ne-am întâlnit niciodată serios? Până atunci. Okay. Până la conferința de presă ne-am întâlnit. Oh, okay, vă știați okay. Așa de la televizor, de un pal. Da. Unul pe altul. Eu mi-aduc aminte că eu am fost în primul sezon din genul ăsta de emisiuni Survivor, gen Rătăciți în Panama, care a fost prin 2008-2009, nu mai știu exact. Și am fost și la Splash. La fel și el, a fost în... Da, doar în că nu a fost în același sau, și după aia a fost la Splash. El a reușit să câștige, de exemplu... Da, Exatlonul, Exatlonul, da. Nu? Și la Splash a sărit cumva mai sus de platforma de 10 metri. S-a urcat pe ceva ca să ajungă fix la plafon și de acolo a făcut săritura. Eu... E veșnic ambițios, Vladimir. Tot așa, am fost, dar el a găsit o cale să-mi dobor recordul, știi? Am fost în prima emisiune de la Splash. Și am făcut sal jumate contră de la 10 metri. Și cel mai tare sincron care nu poate fi bătut, adică poate fi bătut, dar încă nu l-a bătut nimeni, cu Marian Drăgulescu. Am făcut de la 7 metri sal contră în oglindă, cu intrare perfectă aproape, deci de concurs. Deci a fost atât de frumos sincronul nostru. Bine, l-ai avut și pe Marian. Da, care... da, care a știut să se, cum să spun eu, să se sincronizeze perfect cu saltul meu. Și nu ne-a trebuit mult, cred că l-am reușit într-o singură zi de antrenament. Deci nu să zici că okay, am antrenat vreo două săptămâni. Bine, dar stai puțin, trebuie să le spui oamenilor că o zi de antrenament nu înseamnă o oră. Înseamnă vreo 100 de sărituri. Asta spun. Adică doar să te pun să urci de 100 de ori până la 10 metri să cobori. Să urci plus săritul în apă, cobori. Plus toată. Impactul da. Cu apa este unul destul de violent. Dar mi-aduc aminte că aveam în anul acela, practic, eram cu Naționala Artiștilor. După foarte mulți ani, din nou la campionatul de fotbal mondial din Moscova. Din Rusia. Da, din Rusia. Da. Rusia ați fost la campionatul mondial. Și a trebuit să întrerup antrenamentele de la Splash ca să fug la mondiale în Rusia.
Și am pierdut practic 2 săptămâni de antrenament foarte importante, pentru că îmi doream foarte mult să particip și la campionatul mondial, pentru că e istoria acolo. Suntem campion mondial de 2 ori cu fotbalul, cu Naționalul Artiștilor Fotbaliști. Și avem și medalia de argint și de bronz. Le-am luat pe toate. Nu mai organizează ăștia concursul. Eu ce mai devreme, Cornel, iartă-mă, că ai zis că l-apreciezi foarte mult și e foarte frumos să ți apreciezi adversarul. Da, în primul rând să respecti adversarul, pentru că dacă ești arogant și nu te ajută cu nimic. În primul rând, respectul e tot ce contează. Ne luptăm că câștigă el, câștig eu. Nu contează, contează să o facem într-un mod sportiv și nu avem de ce să renunțăm la bunul simț al nostru și la caracterul nostru. Dacă și spuneai respect, că el a reușit cumva să găsească o cale să doboare un pic de... Să meargă puțin mai departe. În sfârșit îl prind și eu într-o emisiune, dar asta nu l-am prins în Panama, nu l-am prins la Splash. Dar ne întâlnim acum. Și ne întâlnim aici. Sunt așa un fel de poftă la tine. Da. E o competiție, deși n-a fost o competiție directă, m-am simțit mereu că aș vrea să am o competiție cu el. Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum își făcea strategia pe traseul la Extraton. Și acolo e vorba de strategie. Da. Cum îți dozezi efortul, cum ataci, cum îndemânarea, tot ceea ce face acolo. Avem, să știi, Cornel, avem aici, în mica noastră sufragerie, avem un mare fan al acestor emisiuni și care se uită, Dacian, se uită și analizează strategia fiecare și zice, păi da, acolo dacă făcea așa, dacă acolo ține foarte mult de strategie. Și de cum gândești, nu neapărat de condiția fizică pe care o ai. Eu la rătăciți în Panama mi-am câștigat imunitățile de fiecare dată când a fost cazul. Când echipa mea a fost că se vota acolo, dacă echipa ta pierdea, trebuia să propună 2 oameni la vot pentru părăsirea emisiunii. Competiție. Și am câștigat brățara de imunitate și am câștigat și brățara de capitan. Adică am desfințat o echipă, echipa galbenă, prin meciul meu direct cu capitanii. Da. Și am luat brățara de capitan și aveam ambele brățări la un moment dat. Deci m-am descurcat foarte bine. Din păcate n-am reușit să ajung în finală în urma unei accidentări. Destul de stupidă. Mă jucam cu Ionuța Todiresei și... nu știu, dar pe asta s-a apucat de BJJ atunci. Nu știu cum a făcut el, a făcut un procedeu și mi-a aterizat cu genunchiul pe coastă și am făcut un, nu știu dacă o fisură neapărat, dar un junghi intercostal foarte puternic care mi-a redus capacitatea de efort peste 60%. Deci când plecam pe traseu, nu mai puteam să alerg, nu mai puteam să fac multe lucruri. Deci a fost... Deci nu te-ai accidentat pe traseu, te-ai accidentat în joacă nebună cu Ionuț. Te-a lucrat. Și tot el venea la mine și spunea, dar trage și tu mai tare, că nu mai câștigăm imunități, ne votează ăștia, că se uniseră toate echipele într-una singură și acum noi ne protejam, echipa roșie se proteja cumva, că eu, dacă eram de la început în emisiune cu el, încercam să ne protejez. Și eu câștigam cam toate competițiile și câștigam brățaia de imunitate și aveam dreptul să votez pe altcineva, să-l protejez pe el. Da, corect. Și zicea, mai câștigă și tu. Nu mai pot. Mai tu mă pui să vezi pe ce mi-ai rupt coastele. Dar eu cred că și Drăghie are cuvinte de laudă la adresa ta și eu îl văd, exact cum ai spus tu, îl văd un băiat cu... Cu bun simț și cred că o să vedem un meci frumos. Sunt convins că o să fie, el e la fel de ambițios. Din două zone total diferite. Adică eu vin din, el vine din viața sportivă foarte disciplinată, foarte calculată și ordonată, iar eu vin din viața de noapte. Din viața de artist. Sport, da, pentru că mi-am pierdut toată viața mea, cel puțin de la 13 ani când m-am apucat de dans, am pierdut majoritatea nopților mele. Pentru că asta am făcut, am lucrat în fiecare zi. Pe vremea aceea dansam în cabaret și aveam spectacole în cabaret, foarte multe spectacole de cabaret și locații de cabaret în București. Nu știu dacă vă aduceți aminte sau poate nu le-ați prins. Era Melodii, da, era Nord, era Bogosailo, era Salonul Spaniol, Golden Fish, Cafe Cinema, erau foarte multe. Da? Și aveam și câte 2 spectacole pe seară. Deci mergea foarte bine pe partea asta. Totul s-a dus când au apărut cazinourile. Atunci băieții cu bani se duceau la cazino. Așa. Și pierdeam foarte multe nopți, ca să nu mai spun de emisiunile TV, că aveam emisiuni când mergeam la TVR1 și filmam de Paște sau de Crăciun, așa, țineau o filmare de la ora 7 dimineața până la ora 12, 1 noaptea. Și de acolo plecam direct la cabaret. Deci era volumul de muncă foarte mare. Și un program haotic cumva pentru corpul tău. Și ca să nu mai spun de alcool, de alte multe lucruri care... Sunt inerente, nu ai cum să te ferești de ele în viața de noapte, mai ales dacă lucrezi de atâția ani în domeniu. Și efortul fizic automat, pentru că efort e fizic, destul de mare. Efort fizic, la un moment dat mă gândeam că pot să dansez, să fiu one-man show, exact cum face Joaquin Cortez,
asta undeva în jurul vârstei de 25 până în 30 de ani, să țin 2 ore de spectacol continuu, să dansez continuu singur. Două ore. Atât de bine pregătit fizic eram și atât de multă poftă de dans și de muncă aveam. Deci mă simțeam, nu știu, tot ce am avut 25 de ani și cred că atunci nici un vârf de munte nu mi se părea. Și acum, dacă te-ai pune, cam cât, cât crezi că ai putea? 50. Eu sper să fac față 3 repetiții de ring cu Drăghia. Este cu totul și cu totul altceva. Ceea ce fac eu pe scenă este, mi se pare floare la ureche și aș putea să-ți dansez și o oră. Dar nu mai sunt la nivelul ăla. Hai să zicem că dansez jumătate de oră. De exemplu, mai sunt ture de animație unde deci dansezi continuu 15-20 de minute și pare a redansez de fac ușor. Dacă mă pui să fac o oră, s-ar putea să nu duc cardio așa mult, să țin ritmul. Dar revenim puțin aici la RXF, puteai să-ți alegi adversarul? Adică, de exemplu, dacă ai fi refuzat să spui, da, nu vreau să mă bat nu. Drăghii, aș vrea să mă el bat... El m-a ales pe mine. Deci, el a fost primul contactat. El a fost primul contactat, probabil, de SAB. El a fost la o gală acolo invitat. Cei de acolo l-au văzut în gala respectivă, ca și spectator, și au discutat cu el. Ți-ar plăcea să participi? Și el a spus, da. Și el a ales dintre toți oameni pe care s-a făcut avea o listă, nu? Aveau ei o listă, probabil. Exact. Și el a avut câteva pretenții. Să nu fi făcut sportul ăsta de performanță, să fie profesionist, să nu fie peste kilogramele lui cu mult și cam atât. Da, oricum se aleg destul de... Să fie aproximativ la fel. Nu cred că știa de diferența de vârstă, pentru că foarte multă lume nu știe exact câți ani ai tu. Tu ai aproape 70. În septembrie fac 80. Mulțumesc. Nu? Cam așa. Da, cam așa sună. Da. Mă fac 50 ca să nu se ala. Mi se pare echilibrată această luptă, sincer. Adică, și mi se pare echilibrată. Dacă nu o vedeam echilibrată, nici nu mă aruncam. Asta spun, eu chiar o văd echilibrată. Nu acceptam provocarea. Tu ai în certificatul de naștere vârsta asta. Ți-ai făcut vreodată un test să vezi vârsta fizică? Da, sunt undeva la 30 de ani. Asta zic. 32, 33. Serios? Da. Vârsta metabolică. Deci o văd foarte echilibrată această luptă. Păi chiar cred că o să fie, pentru că... Da, mă ajută foarte mult faptul că, uite, știi că lucrurile au venit în viața mea cumva frumos, foarte frumos. De când a venit copilul, programul meu haotic s-a schimbat radical. Pentru că de la început, de când el a prins sămânța în burtica mamei, am început să schimbăm stilul de viață. Am început să stau non-stop acasă cu soția, să am cât mai multă grijă de ea, să fiu atent să nu lipsească absolut nimic. Să-mi coordonez programul după programul ei, ca să fiu acolo ori de câte ori e nevoie pentru ea. După ce s-a născut copilul, au intervenit și alte schimbări majore. În primul rând, grija și afecțiunea pentru copil și pentru soție, pentru că e foarte important să ai grijă de soție după naștere, pentru că e perioada aceea extrem de grea. Și trebuie să fie acolo pentru toate eventuale probleme care pot apărea, depresie, etc. și așa mai departe. Și mai ales copilul. Și la copil începem cu colostru, care este foarte important pentru orice copil nou născut și care trebuie să-l ia în primele zile de viață. Da? Și pot să recunosc așa cu un pic de vină, dar până la urmă, dacă rămâne, mai luam și eu. Da, este foarte, foarte bun. Sunt și suplimente pe bază de colostru. Da? Și am învățat să mănânc corect. De ce? Pentru că am început diversificarea copilului și eram obligat, forțat să... Da, erați obligat să gătiți anumite am luat aparatul ăla de gătit la aburi și preparam mâncarea la aburi. Și am început să mâncăm și noi la fel ca să dăm prin puterea exemplului să facem copilul să mănânce. Și copilul nostru, la vârsta de 6 luni, mânca singur. Deci îi puneam în farfurie și nu știa ingredientele. Se chinuia acolo cum putea. Mânca. Deci mânca singur și sănătos. Și îți dai seama, nu mai mâncare gătită la abur, fără prăjeli, fără, eu știu... Da, condimente... Fără prostioare, exact. Foarte, foarte sănătos, foarte echilibrat, foarte sănătos și ușor, ușor am început, deși tindeam să mai mănânc un hamburger, să mai mănânc un hot dog, să mai mănânc, eu știu ce, alte mezeluri, a dispărut nevoia asta. Mi-am educat gustul în funcție de mâncărurile sănătoase. Și am văzut că se poate. De aici și schimbarea radicală în metabolism, în vârsta metabolică. Deci, în primul rând, nu contează ce sport faci, contează ce introduci în interiorul tău.
linie. Acum vom, că pentru că ai concluzionat cu asta, acum tragem linie la ceea ce a spus Cornel și pentru că suntem aici exemple așa, nu? Aproape cu toții, mă exclud puțin. Deci, vedeți, băieți, se poate să existe o schimbare. Puteți să vă culcați și mai devreme, puteți să mâncați și mai sănătos. Morala poveștii, faceți un copil. Exact, exact. Și acum, ca o soagră, ce uite, sunt? De exemplu, la ora 9:30, sunt în pat. Și deci, ei, dimineața. 9:30. Eu care înainte la 9:30 plecam de acasă la spectacol. Da, asta înseamnă că n-ai cum pierzi toate meciurile din Champions League. Ca să nu vă mai spun cap. Ce faci? Te uiți în reluare a doua zi. Cam așa se întâmplă. A doua zi, de-abia așa, la 6 dimineața, 7, când sunt știrile, pac. Cine a câștigat? Voi ce a făcut, ce gol a dat, ce știu ce. Pentru că pierd meciul, n-am să fac. Dar bine, te-ai obișnuit așa și cred că ți-e și ok, adică... Da, mi-e ok, mai sunt scăpări. Când am spectacole și mai plec în turneu, de exemplu, da, am... Dar nu se mai simt, nu se simt atât. Job, dar viața, acum, în general, așa este. E jobul, e normal să te duci la, da, la și concerte, la evenimente. Te simți foarte bine, adică ai un plus de sănătate fantastic și de energie și de dopamină și de serotonină și de tot ce ai nevoie ca să funcționezi zen, să fii cât mai performant. Dar cât ține o repriză la RXF? 3 minute, cred. Da, fiecare, deci fiecare repriză are 3 minute. Trei reprize a 3 minute, exact, da? Exact. Da, știi că funcție... așa la început se pare ușor, știi? Sunt cele mai lungi 3 minute din viața ta, jur. Se pare ușor, știi? Eu unul nu când zic că e ușor. Când lovești la sac, faci un sparing cu partenerul, dar situația se schimbă radical când intri acolo în ring. Eu știu asta pentru că am trăit-o pe propria piele. Corect. Cu George Vintilă. Din momentul în care a început lupta, nimic nu era așa cum am crezut eu. Sau cum e la antrenament. Da, e diferență, nu are nicio legătură. Foarte mare. În momentul ăla, adrenalina, își spune cuvântul, adversarul nu răspunde așa cum ai anticipat tu. Corect. Și nici nu răspunde ca la antrenament. Exact. Și plusul ăla de adrenalină îți consumă foarte, foarte multă energie și vei obosi foarte repede. De aceea este foarte bine să rămâi cât mai zen, cât mai calm, să abordezi meciul cu foarte multă lejeritate mentală, dar să fii acolo, să fii focusat, să fii concentrat, da, dar să nu lupți haotic, să fii concentrat. Atâta cât eu cred că dacă lupți haotic sau bezmetic, eu zic că într-un minut ești gata, nu mai poți. Da, după un minut poți faci consum atât de mare de energie încât nu mai poți să ridici brațele. Asta spun, adică... Și cel care a fost mai inteligent și și-a dozat, și-a dozat bine energia, poate să câștige meciul lejer. Un lucru care s-a întâmplat foarte des. Da. În cușcă. Bine, un acum minut contează și de antrenorul 3 minute tău, ce... și a doua repriză să te bată pe fond de oboseală. Pe fond de oboseală, exact, că nu mai poți... Da, nu da mai contează poți... și strategia pe care o adoptă antrenorii de la bun început. Contează dacă poți să te mai și concentrezi, că câteodată nu poți să te mai concentrezi, cred să mai și auzi aici ce spune antrenorul de pe margine. Cât de concentrat intri în ring. Pentru cât... că mediul e destul de lejer, scuză-mă că te-am motivați întrebat. Motivați vom fi amândoi să câștigăm. Exact. Amândoi vom fi motivați. Corect. Acum contează foarte mult care va fi mai concentrat pe meci și mai atent. Orice lovitură încasată la nivelul nostru, când suntem amatori, că nu știm să ne ferim atât de bine și să blocăm atât de bine, orice lovitură încasată poate să însemne sfârșitul meciului. Corect. Orice submisie, pentru că l-a făcut BJJ de un an de zile și are deja participat, acum mi se pare că a luat și locul 2 în ADCC-ul ăsta care a fost acum de... Acum 2-3 zile a fost. Pentru a-i lămuri pe cei de acasă, BJJ înseamnă jiu-jitsu brazilian. Exact. Așa. A luat locul 2 acolo. Deci are deja experiență și în lupta directă, într-o competiție. Și poți să folosești tehnici de la toate disciplinele? Da, de la wrestling, adică de la lupte libere, de la brazilian jiu-jitsu și de la kickboxing. Kickbox. Cam asta sunt. Da. N-ai voie să lovești cu coatele. Asta ar fi regulile și, bineînțeles, nu ai voie să lovești omul în spate. Dacă e întors cu spatele, parcă nu ai voie să-l lovești, dacă nu. Dacă s-a întors da, cu spatele, iar la sol nu ai voie să lovești cu piciorul la cap. Nu ai voie să lovești în momentul în care el e în 3 puncte pe sol. Adică dacă are picior genunchi, așa e 3 puncte. 1, 2, 3. Da? Da. Dacă e așa, nu ai voie să lovești, că e în 3 puncte. Ok? Deci orice ține 3 puncte... N-ai voie să-l atingi, n-ai voie să-i dai cu piciorul, n-ai voie să-i dai cu brațele. Pentru că a fost o situație similară în gala precedentă cu Andy Constantin. Exact. Da.
pentru că Andy Constantin era la pământ, era în momentul acela el l-a lovit cu piciorul. Cu piciorul și primele două runde, dacă nu mă înșel, era câștigător Andy, în ultima rundă a urmat un knockout. Păi descalificarea s-a întâmplat la sfârșitul meciului sau atunci pe loc vezi că e făcut? La sfârșitul meciului au văzut imaginile și arbitrii au hotărât că... Sau poate să fie și pe loc atunci, dacă arbitrul vede automat. Da, se uită automat, exact. Dacă lovitura e de knockout, clar... A văzut, pentru că a fost o lovitură de knockout, da. S-a oprit meciul și bineînțeles că zice, păi stai că a fost lovitură. Ideea e că, da, cumva de show l-au declarat câștigător, cumva pe el după aceea au revenit, nu am prins exact cum s-a întâmplat, dar a fost un exemplu de situație că pe care a scăpat exact. Și au făcut contestație staff-ul respectiv. Nu, da, s-a văzut ulterior pentru că se uită pe imagini, totul este foarte profesionist aranjat, ai echipă medicală acolo, mai ai o problemă, știi, uite, vezi, de exemplu, dacă adversarul îți vine, să spun, îți vine... Și n-a apucat să pună genunchiul jos, da? Și i-am dat un picior în cap, să spunem. Și el n-a apucat să pună 3 puncte, e validată. E ca la fotbal la VAR. Exact. Trebuie să vezi exact momentul în care a atins al treilea punct. Da, logic, dacă tu îi dai înainte să pună exact, al treilea punct. Exact, de multe ori e o fracțiune secundă și arbitrul poate nu vede. Sau... Exact, și tocmai de asta, pentru că tu ai o iluzie optică în momentul în care sunt în fața ta și sunt doi oameni, clar, unul în fața celuilalt, de asta există camerele care sunt și de sus și din toate părțile, exact ca la VAR. Să presupunem că el a fost pe spate și a ridicat ambele picioare sus să lovească. În momentul ăla nu mai avea 3 puncte, avea un singur punct. Da, da, da. Pe sol. Și atunci e lovitură validă. Putea să primească lovitura. Dar unde se ține? Unde se ține? La sala polivalentă, am înțeles eu, dar va fi fără spectator, va fi doar online. Da, locația YouTube. De obicei, deci este un tip de gală care este doar online. Da. În știu interiorul, că este online. Exact, în interiorul ei participă doar invitații. Cred că se intră doar pe invitație, nu mă gândesc. Da. Doar invitații celor care participă. Timp înainte de începerea. A existat și o situație de genul acesta, da, când s-a aflat locația în ziua respectivă, tocmai pentru a nu strânge oameni în jurul locației. De ce? Pentru că sunt foarte mulți fanatici, sunt foarte mulți oameni care își doresc să vină și să susțină pe cineva și se strâng pe acolo. Am avut și galeria Stelei, ultima dată au susținut pe un băiat, adică toată lumea își dorește. Am fost și în galerie la Camara, când s-a luptat Camara și a câștigat. Felicitări, Camara! Bun. Da, aceea a fost o gală foarte interesantă, da, a fost o gală fost foarte bună, da. Și am fost cu colegii artiștilor și l-am susținut acolo. Da, am fost și eu la gala respectivă și a fost foarte interesantă gala. Și câte meciuri sunt? Câte meciuri sunt? Cred că sunt vreo 5 meciuri. 5 sau 6 meciuri, da. Depinde dacă mai... Mai sunt și fete? Înainte mai... Da, sunt și fete și acum. Da, sunt două. De obicei, formatul e cu 2 meciuri de fete, nu? Și... E un meci de fete acum. De data asta e unul singur, da. Main event-ul este cu George Zanoga și Iancu Sterp. Și va fi... cum îi spune, mă? Machiavelli cu... Da, nu i-am ținut... Machiavelli cu băiat de la Arad, dacă nu mă înșel, sau de la Timișoara. Da, nu i-am ținut va pe fi, toți. Cum îl cheamă, Neveu? Da, Ovidiu Neveu. Neveu cu Robert, mi se pare. Fostul antrenor al lui Iancu. Dar, atenție, acel meci se va juca doar pe reguli de box, am înțeles. A, ok, se adaptează un pic pentru... Deci va fi un meci de MMA. Asta a fost condiția pusă de Neveu. Noi hai să ne batem, dar numai pe... A, ok, pentru că el fiind antrenat în fără zona BGG, aceasta, cred, da. Sau nu știu exact unde e mai puternic Robert. Da, e până la urmă ca să amintim oamenilor. Va fi o gală extrem de interesantă. Exact. Pe lângă main eventul Zanoga cu Iancu, meciul nostru, al meu și al lui Drăghia, cred eu că va fi sarea și piperul. Pentru că pentru amândoi e prima oară când urcăm în cușcă. Și chiar e un meci interesant. Va fi... Melodie ți-ai ales? Tu mi-ai zis, misiunea imposibilă, cred că o să fie. Pentru că melodia pe care intri la început e foarte importantă. E foarte importantă. Pentru că ultima dată, și ai fost acolo de față, momentul în care a intrat Camara a intrat pe o piesă a lui și pe piesa lui, pe primele momente... Pe primele acorduri era vocea lui Leon, băiețelul lui, care îi spunea niște emoționant. Cuvinte foarte frumoase. Și în momentul ăla, mi-aduc aminte că unul dintre băieții care se ocupă de foto și de video la RXF era așa cu o cameră și spunea: ești prima persoană care vine la bătaie și plânge. Eu eram aia care plângea, ce crezi? Cine crezi că era? Eu eram și el era: ești prima persoană care vine la bătaie și plânge. Da. Pentru că era extrem de emoționant. Și ulterior pe Iulian, adversarul lui, l-a făcut un pic la psihic.
Știi ce mai vreau să te întreb? Indiferent de rezultat. Dar acolo a fost vorba de maturitate, în primul rând. Camara era mult mai matur decât el și el avea avantajul fizic, că era mai înalt și mai bine legat. Mai, da. Dar Camara este foarte luptător. Deci e bătăios. Te rog. Fundaș dreapta, mi se pare că joacă el. Și de la picioare. Central. Deci atenție, Dacian, dacă vreodată nu, culmea e că n-a dat la picioare. Culmea e că în meciul să tine n-a dat la picioare. Dacă îți dă Camara un picior, crede-mă că îl simți. Deci are... Și de obicei cam dă astăzi. Dă și nu te mai ridici. Ai primit la fotbal o grămadă de lovituri în picior. Când intră noi, Camara, și când jucăm și la antrenamente, chiar și la antrenamente. Nu te menajează. El știu, intră cunosc foarte bine pe și tu vrei Camara. Să fii în echipă cu el, nu mereu. Nu neapărat. Eu am zburat vreo 3 metri la un moment dat. Am venit mama pe la spate, m-am aruncat vreo 3 metri. Dacian, aveai o întrebare pentru Cornel. Da, vreau să te întreb dacă, indiferent de rezultat, dacă o să fie o revanșă. Pam, 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 uite, asta dar, indiferent de rezultat, dacă își dorește o revanșă, cred că e acord, e normal și fidesc. Poate să-mi doresc și eu revanșa. Să fiți atent. Poate să fac o greșeală stupidă. La felul în care s-a exprimat Cornel, indiferent ce se va întâmpla, dacă își dorește o revanșă, da. Dar poate bine că și asta e mentalitatea de campion. Se pare normal. Am plântat imediat și am spus și eu, dacă știi, mi-aș dori și eu. Dacă fac o greșeală, tocmai asta spuneam acum, dacă aș face o greșeală și aș pierde meciul pe o greșeală de asta stupidă, normal că aș revenea. Dacă consider că este net superior și nu am ce să, așa, probabil că n-aș mai cere. Dar lucrurile se vor vedea în ring acolo. Până atunci suntem în blanc, așa cumva. Nu știm ce se va întâmpla. E foarte greu de... Deși, statistic vorbind, ca la fotbal, el are multe avantaje, într-adevăr. Eu am avantajul că, na, să zicem, am trăit în drumul taberii, m-am născut în drumul taberii, am făcut cunoștință cu lupta de stradă în copilărie, atunci așa era la noi. Astea erau vremurile. Aia era distracție. Școala generală, aia era distracție era în copilărie. Da, mi-aduc aminte că aveam brazia de Crăciun, da? Îi goleam de crengi așa frumos și când ieșeai pe balcon în spatele blocului, vedeai o mare de copii, deci acum nu mai sunt copii, e depresie. Nu mai este nici spatele blocului. Da, ba da, spatele e, dar s-a umplut cu verdeață, nu mai e loc de joacă. Sau e plin așa. Cu mașini. Cu mașini, cu de toate. Nu atunci prea mai era e spatele mașină blocului. La oră. Exact. Așteptam când era gheață pe jos, dar abia așteptam să treacă o mașină să ne agățăm. S-a desființat bătătorul din spatele blocului. Da, și spuneam că dezgoleam ciomegele aia și ne băteam cum sunt evenimentele alea, nu știu, prin nordul țării, pe undeva, unde se bat cu ciomegele alea. Da, au vrut să interzică tradiția asta. Așa, și în școala generală, din clasa 7-a, începeau luptele alea, parte în parte. Așa se spunea atunci. Bravo. Provocam pur și simplu pe excesul ăsta de testosteron, apărea testosteronul, și toți vreau să ne vedem care e mai tare. Și hai, domnule, ne batem parte în parte. La ora 3. Hai. Exact așa era pe vremea. Deci, sportul ăsta încă se mai practică. Am observat un articol, nu știu exact cât e de precis, dar în România există un interes anul ăsta, de exemplu, mult mai mare pentru sportul baseball. Nu știu dacă ați văzut, s-au cumpărat... Oina sau baseball? Nu, baseball. Că românesc e oina. Da, doar că... Cu bâtă și cu minge. S-au cumpărat undeva la, sper să nu greșesc, 3600 de bâte. Cu de baseball? 3600 se joacă undeva baseball? Mai mult decât anul trecut și doar 4 mingi. Deci, am înțeles, s-ar putea să se practice în continuare. Da, da, da. Deci cred că e de, da, doar că s-au cumpărat doar bâtele de baseball. Eu spun nu astfel unei astfel de activități. Nu, astea mi se par foarte interesante. Adică exact cum e totul profesionist. Da, ai în contract anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinești, nu-i așa, vis-a-vis de pregătirea ta, vis-a-vis de tot. Nu prea am voie să vorbesc de tot, exact. Despre ce scrie în contract. Știu, nu, eu spuneam... Nu mă referam la sume, dar zic... Noi, la sume, nu, nu nici tot ce scrie în contract, detalii. Sunt mai multe lucruri, nu am voie să vorbesc despre contract. Eu subliniam doar faptul că există un cadru extrem de bine organizat, atât din punct de vedere legal cât și logistic, astfel încât toată lumea să fie în siguranță, toată lumea să fie pregătită din punct de vedere sportiv și automat să ai un cadru bun, astfel încât să nu ne accidentăm mai mult decât este cazul. Pentru asta este arbitru acolo ring. Exact, de asta când un avem pe Yamato este inconștient acolo, sau în imposibilitatea de a mai lupta, intervine imediat. Exact, asta voiam să subliniez prin ceea ce spuneam, că totul este foarte profesionist. Antrenorul ți-l cauți tu, ți-l găsești tu, nu? Adică, da. Nu... Antrenorul ți-l alegi tu, poți să-l alegi cu cine vrei tu. Adică cei de la RFSF nu vin nu te și spun, nu știu, avem 5 antrenori. Nu, îți poate recomanda, care... Asta zic, că poate tu nu știi exact către cine să mergi, nu? Eu, sincer, acum mă antrenez
la absolut cu Denis Ceaușu și mai fac și cu alți antrenori în privat, acasă, alte lucruri. Cu soția. Cu soția mai ales. Cu soția în fiecare zi nu mă iartă, mă pune la mobilitate, în pregătire fizică, mai ales în perioada asta. Cât am stat accidentat, nu prea am avut ce să fac. Am făcut mai mult asta, coordonare. Și de când crezi că o să fii 100% cu accidentarea? Cred că în maxim 3 săptămâni o să fiu 100% recuperat. Deci în maxim 3 săptămâni. Dar încă există, și peste 3 săptămâni, tot există riscul, dacă forțez foarte tare, nu am grijă să intervină ceva. Drept care o să stau liniștit până în octombrie chiar. Adică nu o să dau 100% din tot ceea ce pot la antrenamente. Pe brațul stâng. Da, da, da. Pe brațul drept, pe picioare, pe condiție fizică dau tot, 100%. Adică... Eu cred că la sportul ăsta contează foarte mult și condiția fizică. Contează enorm de mult. Tocmai ți-ai spus să-l bați pe adversar, pur și simplu alergând prin ring. Îl obosești, te ferești de el până leșină și după aia vii jos. Da, contează foarte mult. Să nu mai ducă fizicul. Mă uitam și eu pe internet la luptele de la Eric Sef. Mulți au venit nepregătiți. Sincer, am văzut mulți care văzut în prima lupte deja nu mai puteau. Haotice, pentru că ce se întâmplă? În general, la luptele de amatori o să vezi genul ăsta de luptă haotică, pentru că și meciul cu Gianni Chiriță și Andy a fost unul destul de haotic, adică nu s-a luptat tehnic. La un dat era așa, o da, deși amândoi s-au pregătit foarte bine. Dar... Oricare nimerea barba putea câștiga la un moment dat. Da. Nu știu dacă ați văzut. Nici am văzut, da, exact. Am văzut. Asta și s-a și întâmplat, de fapt. După da. O lovitură încasată, cred că a revenit mai mult de nervi sau de... Păi cred că atunci ați pierzi cumpătul și nu mai uiți de... Exact, și a fost direct în cap. I-a dat una și l-a pus în cap. Andy făcuse o întorsă pe în repriza a doua, mi se pare. Când a alergat singur acolo, dar a alunecat. Exact, când a alunecat și a făcut o întorsă de vrea piciorul îngrositor. Nu înțeleg de ce a fugit în halul ăla. Deci, așa i-a dat atunci. Și a avut atât de mare viteză că a drapat ca pe gheață, că a făcut scârții de roți, cum ar veni, știi? Și s-a accidentat la picior atunci și mai departe, da. Da, nu, eu zic că a fost o greșeală fantastică la el în momentul în care... L-a lovit pe Gianni și a văzut că i-a intrat lovitura, a fost atât de, să spun, euforic sau arogant sau prea... Euforic, dar ce a zis? Lasă-l, hai că mai am prins, iar. Gata! Și a uitat de gardă. Dar practic exact s-a dus ce a cu zis brațele voi, jos, că... total de... Asta n-ai voie să faci într-o luptă de genul ăsta, tot timpul trebuie să rămâi cu garda, chiar dacă lovești, revii imediat. El s-a dus cu brațele deschise așa. Și normal că a venit dita mai croșeu din fundul curții, l-a dat Gianni, da. Cum se spune. A venit un mare croșeu, i-a dat una... Somnuț direct. Să zic, oricât ai pregătit și el era în avantaj, atenție, era peste Gianni. Gianni era aici jos, el lovea, era în, așa, și el lovea așa. În loc să dea de aici, adică i-a dat un picior să rămână în gardă cumva. Da, cum ai spus, el... trebuie să menții... Și-a luat-o direct, cum... Se spune din fundul gurții. Exact. Spune Liviu că era... Asta zic, exact ce spuneați mai devreme, că oricât ai pregătit și oricât ai face, practic adrenalina de moment... Da, te face să uiți de gardă, te face să uiți lucrurile mele. Asta e diferența între profesioniști și amatori. Exact. La profesioniști nu cred că există genul ăsta, nu? Nu, greșel de genul ăsta. Lupta are o, cum să spun eu, un ritm și o linie la loviturilor frumoasă. O să vezi tot timpul brațele cum se duc corect, nu vezi. Da, dacă te uiți la UFC sau la alte competiții, da, profesioniste asta de așa spun, ceva, ai e diferența total între profesioniști și amatori, altă construcție. Și mai apoi dintre profesioniști și campioni. Că practic și la noi fac o comparație cu fotbalul, nu? O să vezi că hai mă din 10 două centrare bună să ajungă da, la 8. Da, vezi că unul mai doarme până la loc să iasă la 8, să mai doarme. Și la altul să vezi că tu orice centrare e fix pe piept, e fix pe picior. La meci de meci, sute zeci de... contează foarte mult calitatea jucătorului. Și amator, no, dar și faptul că nu sunt atenți, de exemplu, pe linia de fundaș, unde cea mai mare responsabilitate, dacă unul a rămas și doarme pe el la 5 metri de linia de apărare când trebuie să ieși la offside, normal că ți-a scos omul din joc. Dacă mijlocașul nu-ți coboară cu atacantul când îl simte că trece până lângă el... Să vii să vorbești de fotbal. Da. Avem dacă mijlocașul... Am avut situații de genul ăsta. Nu l-ai văzut că trece până lângă tine, în secunda 2 te-ai dus după el că automat ăla vine lansat și fundașul tău o să fie descoperit că el e static cumva, e în poziție defensivă și nu are cum să-l prindă. El vine fuleu. Cu fața. Dar eu pot să-l prind, că vin o dată cu el sau măcar interceptez pasul. Cumva, închid unghiul. Da, ce în ce mândruie. Și mai e o chestie care se întâmplă la fundaș și am văzut-o și la echipele profesioniste. Mă, frate, când e o fază de careu, majoritatea liniei de fund se trage cu curul în poartă încercând să apere poarta.
și mereu îți apare la 11 metri, în zona de 11 metri acolo, la linia careului, îți apare om care îți dă gol acolo, nemarcat. De ce? Pentru acolo... că toată linia s-a retras aici, au creat spațiu pe 11 metri. Da, acolo nu este vina fundașilor. Acolo este vina mijlocașului central, pentru că și el trebuie să se retragă, normal. Da, dar totuși, dacă noi suntem 5, ce dacă ne-am băgat toți 5 în poartă? Vezi că n-a venit mijlocașul, că era treaba lui să vină, ieși frate și nu-i da spațiu acolo. Unul trebuie să rămână măcar de gardă la 11 metri. Da, nu știu. Că suntem 5 care stăm degeaba, știi? Acoperim poarta să nu tragă la care e acolo. Deci, după ce intrare și aici sunt doar 2. Și noi suntem 5. De ce te duci la bătaie și nu vii doar la fotbal? Stai așa. Că pare că merge treaba, nu? Nu ți-am spus că este campion mondial la fotbal. Deja, acum vrem și ei la box. Și acum, dacă vă mai contraziceți de două ori, Sebi Vieru, următoarea gală, Eric Sef, Cornel Păsat și Dacian Varga, că s-au contrazis pe linia de fund. Vedem dacă poți să iau mingea. Știi că se spune, nu mi-e mingea în lift. Acum nu mi-e mingea în cușcă. Da. Vezi, da, cu un element în plus pentru gala Eric Sef, vince de fotbal. Dacă de performanță care a făcut fotbal, e grav, pentru că are picior foarte, foarte puternic. Și ca să nu mai spun de explozie și rezistență și viteză. Ce auzi numai calității? Păi gândește că, pe primul rând, la genul ăsta de sport, picioarele sunt extrem de importante. Se lucrează foarte mult trenul inferior. Exact. Pe trenul superior trebuie să fii cât mai slab. Pe trenul superior cât mai slab și pe trenul inferior cât mai bine dezvoltat, pentru că ai nevoie de picioare să alergi, să lovești corect, să faci totul picioarele. Cornel, nu mai avem mult timp la dispoziție și voiam să le reamintim oamenilor când este gala, unde pot vedea, etc. etc. Ok, pe data de 1 noiembrie, în cadrul galei Eric Sef numărul 45, veți avea ocazia să vedeți meciul Cornel Păsat versus Vladimir Drăghia și celelalte meciuri sunt foarte importante și merită văzute, de exemplu Ian Custer cu George Zonoagă. O să fie o gală foarte, foarte interesantă. Vreau să-i mulțumesc în primul rând soției mele pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat în perioada asta foarte grea pentru mine cât am fost accidentat și celor de la XF că m-au primit în această gală. Mult succes, Cornel! Abia așteptăm să vedem gala live de acolo. Mulțumesc, dragilor, pentru prezența astăzi, dar, din păcate, timpul este scurt. Cu asta ne confruntăm în fiecare zi. Ne vedem mâine de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV. Seară frumoasă tuturor!